Nu știu cum era în alte familii, dar la noi în casă discuția despre bani nu prea exista. Practic, eu am văzut cum se descurcau ei cu un singur salariu și mi-am dat seama, tacit, că trebuie să fii un foarte bun strateg și să știi să împarți banii foarte, foarte abil, astfel încât să ai pentru tot ce ai nevoie. Și acum, dacă eu ca și copil învăț trocul ăsta între bani, servicii, bani, bunuri, rest, suficient, nesuficient, mai bun, mai scad, mai așa, mai târziu pot să văd partea de donații, mai târziu pot să văd partea de economisire. Lecții de milioane sau de câteva sute? Depinde doar de tine. Începe la Bani Mărunți, un podcast de inteligență financiară. Bună tuturor și mulțumesc că ne ascultați, că sunteți alături de noi când discutăm despre bani. Luăm banii la Bani Mărunți și încercăm să înțelegem cât mai bine, pentru că până la urmă, dacă reușim să ne înțelegem banii, cred că o să avem cu toții o viață mai bună. Astăzi este cu noi Ana Nicolescu. Pentru cei mai mulți dintre voi, ea este mămica urbană. Este un om care a vorbit extrem de mult despre bani, dar nu într-un fel în care să ne facă să simțim presiune, ba, dimpotrivă, să ne împrietenim cu ei. Ana, mulțumesc mult de tot că ești cu noi astăzi și eu o să încep direct o întrebare ca să deschidem discuția. Așa. Okay. Ce ai făcut cu primii bani? Cu primii bani, la ce te referi? Cu primii bani de la părinți, primii bani din copilărie sau primii bani pe care i-am câștigat eu muncind? Cred că primii bani pe care ai câștigat muncind. Hai să aducem discuția un pic mai în prezent, așa, da. Păi eu am început să muncesc de la 19 ani într-o redacție. Eu am făcut jurnalism și am început să lucrez din anul 2. Și sincer, cred că mi-am cumpărat haine, nu știu, ceva destul de superficial acum, privind acum. Nu în sensul în care, ok, să nu mă bucur de primul meu salariu, să văd ce fac cu el, ci în sensul în care n-am pus nimic deoparte și n-am început de atunci să economisesc. Și cred că dacă m-aș întoarce înapoi în timp să-mi dau un sfat, probabil că ăsta ar fi. Din întâi să te plătești pe tine și să pui deoparte, nu știu, un procent din salariu sau cât îți este confortabil, să pui deoparte și abia apoi să vezi ce rămâne pentru distracție. Dar cu siguranță nu luam deciziile așa atunci. Dacă asta vreau să te întreb. Crezi că este fezabil să facem asta chiar de la primul salariu? Adică e cumva libertatea aia. Ok, sunt ai mei, trebuie să fac ceva care să mă bucure pe mine, nu? E adevărat. Acum depinde cu ce venim noi din spate de la părinți și depinde de ce print financiar avem, atunci, da, am simțit-o ca pe o libertate, dar ca pe o libertate care venea din care îmi creștea puterea mea interioară, pentru că părinții mei îmi dădeau bani, adică nu era ca și cum aveam vreo restricție sau ca și cum nu puteam să-mi iau haine sau că nu aveam haine. Nu, Doamne ferește! Dar fiind banii mei proprii, am simțit că am putere absolută asupra lor, mai ales că eu i-am făcut și atunci, într-adevăr, am simțit-o ca pe o libertate. Dar, pe de altă parte, dacă ne gândim că inclusiv faptul de a strânge bani, de a dona bani sau de a investi în sine, tot o libertate este, poate chiar ar trebui să-i spunem că e un drept lucrul ăsta, cred că ne-ar da și mai multă putere și ne-ar ancora totuși. Dacă m-ai întrebat dacă mi s-ar părea de vreme să strâng bani din primul salariu, aș spune nu, poate chiar m-aș duce mai în spate și aș putea să spun că aș fi putut să strâng bani și din alocații. Da. Am înțeles, tu ești așa și foarte optimistă și foarte curajoasă, văd, în discuția asta, pentru că mie mi-a luat foarte mult timp să mă împac banii. Tu vorbești de primul salariu, eu pot să spun că probabil că am pus primii bani deoparte undeva la 10 ani după primul salariu și asta doar pentru că am intrat în discuții despre educație financiară. Da, nici eu n-am pus bani de la primul salariu, am început să pun bani. De fapt, știi cum era? Nu neapărat puneam bani deoparte din salariu, dar strângeam banii, schimbam în euro pentru concedii. Dar la fel, asta s-a întâmplat de prin 2006, cam așa, și eu să zic că lucram de prin 2000, deci tot cam așa, după 6-7 ani, după ce
mi-a făcut pofta de libertate, de cheltuială, fără sens oarecum. Cred că și asta este un mijloc, adică începe așa cu obiective pe termen scurt, cum e o vacanță pe care o vezi pe câteva luni de zile și după aia începi să te gândești, adică poți să începi, adică, să te gândești la lucruri și pe termen lung. Eu cred destul de mult în pași mai degrabă mici pe care îi faci. Este adevărat, dar știi că făceam pași ăștia mici, adică strângeam pentru concediu ca o necesitate și vedeam pe termen scurt. Ori ideea asta de acum eu strâng pentru pensie. Să ne înțelegem. Da, să știi că și eu am ajuns în faza aia. Sunt mândră de mine, mi-a luat un pic, da. Dar și eu sunt acolo, da. Da. Da, și atunci, bine, strâng pentru mai multe chestii, așa pe termen lung, strâng pentru că eu vreau să călătoresc foarte mult la bătrânețe și atunci vreau să simt libertatea cu adevărat. Să știi că și la mine tot asta și de fapt asta mă ajută să strâng de fapt pentru pensie, că îmi doresc, ok, visul meu este să-mi iau o casă undeva pe o insulă, la fel, pentru că și mie îmi place să călătoresc, îmi place și îmi place să am cumva opțiuni. Asta este foarte important. Exact. Vorba de opțiuni. Și știi că la noi, la români, este o mentalitate, după ce oamenii ies la pensie și cumpără loc de veci și strâng bani pentru mormântare, știi? Și mi se pare foarte pesimistă treaba asta și parcă te aruncă direct cu un picior în groapă. Ori mie îmi place mai mult varianta occidentală, când oamenii își strâng bani ca să facă ce nu au putut să facă până atunci, din diferite motive, carieră, copii, alte obiective. Dar ce ziceai tu, că sunt curajoasă și optimistă, cred că ține mai degrabă de conștientizare și de ancorare și de o educație financiară pe care nu pot să zic că am primit-o din copilărie. Eu am crescut în comunism când aveam 10 ani la Revoluție și nu știu cum era în alte familii, dar la noi în casă discuția despre bani nu prea exista. Însă tot ce am putut să văd la mine în casă a fost... Tata este preot, mama a fost o perioadă casnică pentru că a vrut să se ocupe de educația mea și a surorii mele, să ne aducă pe la tot felul de școli ok și să simtă că este o mamă bună. Practic eu am văzut cum se descurcau ei cu un singur salariu și cum nu ne lipsea absolut nimic, dar absolut nimic. Și mi-am dat seama, tacit, pentru că ei nu vorbeau despre bani, că trebuie să fii un foarte bun strateg și să știi să împarți banii foarte, foarte abil, astfel încât să ai pentru tot ce ai nevoie. Dacă întrebam, dacă primeam ceva și mă bucuram ca un copil și întrebam, ce tare, cât ai dat pe chestia asta? Mama îmi zicea, nu este treaba ta. Zi mersi că ai, bucură-te de ce ai, ai primit-o, s-a dat-o cu tot dragul, banii nu te preocupă pe tine. Da, na, adică pe de o parte o înțeleg, pe de altă parte cred că, nu că cred, sunt convinsă, m-am convins că aș fi avut nevoie de câteva sfaturi financiare și sunt convinsă că nu mi le-au dat nu pentru că nu au vrut, ci pentru că nu le știau neapărat și că nu aveau rigoarea asta și ancorarea de a trăi cu planuri pe termen lung. Și atunci era, adică atunci când a venit timpul să mă mut eu la casa mea, să-mi cumpăr o casă, am făcut credit, nu erau niște bani strânși și pe urmă când a venit vremea să-mi iau o mașină, iarăși am făcut credit, știi? Adică era totul, nu știu cum să zic, nu neapărat pe lipsă, dar dacă eu aș fi avut un fond acolo, aș fi putut să iau din fondul ăla, nu să mă îndatorez pe niște ani. Și aici cred că e o diferență la mentalitatea dintre generații. Cred că aici sunt două lucruri care intervin foarte mult. Pe de o parte, într-adevăr, lipsa oricărei educații pe tema asta și atunci cred că părinții noștri lucrau foarte mult intuitiv cu banii, da? Deci ce era? Pentru că nu aveai și nu aveai pe nimeni să te învețe și asta cred că se vede foarte mult și la noi.
acum. Și pe de altă parte, cred că totuși vorbim și de, acum o să sune așa foarte sofisticat, dar de lipsă totală de capital. Pentru că în România nu au fost bani și cel puțin, exact. Adică cred că mai mulți bani așa au început să apară în ultimii 15 ani mai degrabă. Până atunci ne-am chinuit, adică până atunci am încercat să atragem. Da, exact, ne-am târât. Da. Da. Da, da, și asta se vede foarte mult, inclusiv în comportamentul nostru. Da, da, e adevărat, e adevărat și se mai vede și în economia țării și în cum nu știm ce să facem cu banii pe care îi avem, nu știm că putem să atragem bani, fonduri, adică dovadă stă faptul că sunt fonduri europene care nu sunt accesate. Exact, și, da, planificare și tot. Și planificare și absolut tot, exact. Adică e nevoie să ne trezim și financiar, ca nații, ca popor, și să devenim mai conștienți financiar. Și pe lângă faptul că nu am beneficiat de o educație financiară corespunzătoare, dar iarăși, repet, nu cu intenții rele, pur și simplu, atâta se știa la momentul respectiv, atâta se făcea, adică nu vreau să judec pe nimeni, clar, că nu este despre asta. Din potrivă, eu chiar vreau să le mulțumesc părinților mei că au știut să proporționeze banii în așa fel încât să nu simt niciodată lipsă. Să am totuși o rigoare și un respect pentru ce primesc, ceea ce vedem că nu mai există la copiii de astăzi, pentru că da, ajungem, cred că o să ajungem și acolo cu discuția, dar chiar am văzut că au știut să gestioneze banii pe care i-au avut. Dar pe lângă educația asta financiară precară, mai vin și preconcepțiile pe care le avem legate de bani în funcție de evenimentele pe care le-am trăit noi în viață, știi? Și atunci îți faci un model financiar în cap, îți faci unele chestii și ajungi să zici, ok, eu nu merit, eu nu pot să cer, eu nu știu să mă vând, eu nu... Cine să vrea un podcast cu mine? Dar de ce să fac, știi? Pentru că ai impresia că nu sunt, că, și de fapt nu știi ce sunt banii. Sunt o bancnotă, o hârtie, un scop, un mijloc, sunt energie. Până la urmă, ce sunt banii? Pentru că, uite, de exemplu, știi că povesteam că tata este preot și eu când eram mică, cred că aveam undeva pe la 4 ani, cam așa, el când venea sâmbăta și avea pomeni și parastase și așa, aducea acasă, știi cum este obiceiul, să se dea prosoape și atunci era o lumânare cu un ban legat cu batistă. E, și el îmi dădea mie și surorii mele să desfacem bănuțul ăla și să-l păstrăm noi. Iar eu în mintea mea de copil am rămas atunci și nu am conștientizat lucrul ăsta decât acum, în anii ăștia, când am făcut niște cursuri, dar și de dezvoltare personală și spirituală și de abundență financiară și de drept divin și de toate lucrurile astea, că eu aveam preconcepția că cineva trebuie să moară ca eu să am bani. Și atunci, venind din energia asta, îți dai seama că eu aveam o vinovăție când ceream bani, pentru că automat mă duceam în ideea asta. Și mi-era frică să cer bani, că dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva ăluia. Plus că, și nu este doar asta, pe urmă apar și altele, și în copilăria timpurie și în adolescență. Și, de exemplu, am avut la școală, făceam niște brățări din sfoară și le numeam brățara prieteniei și le vindeam prin școală. Și la un moment dat un băiat nu mi-a mai dat banii pe ele. Și dăduse mult, vândusem angro atunci. Și nu mi-a mai dat banii pe ele. Și pentru că nu am putut să obțin banii de la el, pentru că am cerut ajutorul și nu m-a ajutat nimeni, adică nimeni nu mi-a ținut spatele. O chestie, mi-au zis, descurcă-te, poți să o faci, am încredere că poți să o faci, descurcă-te. Iar eu m-am descurcat, pentru că n-am avut curaj. Și am rămas cu ideea, ok, atunci când am de dat ceva, e posibil ca oamenii să nu mă plătească, să mă păcălească. Și atunci am asociat banii și cu păcălit. Și a mai fost tot așa o situație când aveam niște prieteni, de fiecare dată când știau că am bani, mi-i cerau un împrumut. Și a treia preconcepție a mea automată a fost că atunci când am bani, cineva mi-a. Și a început
am început, când am început să strâng bani și să economisesc și așa, nu spuneam la nimeni, că aveam ideea asta, băi, dacă lumea știe, o să mi ceară. Și eu nu pot să spun nu și nu o să mi-i mai dea înapoi și tot așa. Deci asta, rezumând, pe lângă ce am primit sau nu am primit ca educație financiară de la părinții noștri, se așează preconcepțiile astea și abia apoi, când intrăm pe salariu și sau pe antreprenoriat sau pe ceva, trebuie întâi să le, nu știu, să le rezolvăm, să le vedem în primul rând, să fim conștienți că le avem și să vedem din perspectiva de observator cum acționăm și cum și la acel nivel de leadership acționăm financiar din perspectivele astea. Dar este foarte greu să te prinzi. Adică nu cred că... Eu nu am putut să fac singură lucrul ăsta. Eu am vorbit cu foarte mulți oameni foarte buni pe partea asta, care sunt trainer pe financiar. Am vorbit cu oameni care sunt trainer pe partea asta de spiritualitate, de abundență. Am fost la cursuri, m-am documentat, am învățat și abia apoi am știut de ce și am înțeles de ce inițial am fost un avoider ca și profil, combinat cu ușor-ușor cu saver și acum sunt super saver și nu mai sunt avoider. Dar iarăși știind lucrurile astea, știi și ce profil de investitor poți să ai și știind ce poți să investești, dar este, asta zic că este o călătorie foarte mare către tine, pe care într-adevăr trebuie să o asumi cu mult curaj, că adică nu, mie nu mi-a picat bine să îmi dau seama că asociam chestia asta de bani cu moarte. Dar de atunci s-au dărâmat multe chestii. Da, am zis multe. Wow, mi se pare foarte interesant și cred că, într-adevăr, știi, cumva, noi de fiecare dată când vorbim despre educație financiară, concluzia la care am ajuns foarte clar este că oamenii sunt speriați de bani. Asta este clar. Și toată lumea crede că, sau în fine toată lumea, ca să nu folosesc, foarte mulți crede, foarte mulți cred sau credem, ca să vorbesc la, așa, la o persoană mai adecvată, că banii cumva ne controlează viața, pentru că banii ne arată o valoare și se fac tot felul de combinații în mintea noastră care ne duc exact în zona asta. Ne este frică de bani, îi tratăm cumva într-o zonă, nu vrem să vorbim despre ei, nu ne interesează, nu ne interesează, suntem prea, efectiv, prea speriați ca să ne uităm în ochii lor și să spună, hai să vedem care este problema noastră. Și asta mi s-a părut extrem de interesant, tot ce ai spus tu, pentru că toate lucrurile astea țin într-adevăr de conștientizare personală. Și mie îmi place să spun că, într-adevăr, dacă ți se pare că ai teama asta de bani, uită-te în ochii lor, în ochii banilor și spune... Exact. Și spune, care e problema? De ce suntem așa? De ce mi-e frică de tine? Trebuie să ai, într-adevăr, acest curaj personal, să spun. Trebuie să ai, sau poate nu chiar curaj, dorință de a face. Da, cred că, în primul rând, trebuie să conștientizăm că ne uităm la bani cu frică, să conștientizăm faptul că simțim că ne copleșește treaba asta, toată partea financiară, ne copleșesc banii și apoi să vedem de ce ne copleșesc. Și pe lângă curaj, cred că este nevoie totuși și de ghidare, că nu prea poți să faci singur, să pornești pe drumul ăsta, să știi pe unde să mergi. Trebuie să-ți arate cineva. Ok, mă uit în ochii fricii ăsteia, dar ce înseamnă concret lucrul ăsta? Păi concret înseamnă că mă duc în copilărie și mi-aduc și mă uit să văd care e cea mai îndepărtată amintire de-a mea legată de bani. Ok, mă uit acolo. Și la grădiniță aveam un băiat care m-a amenințat că dacă nu-i dau cu un pistol de plastic, m-a amenințat că dacă nu-i dau bani, nu știu ce-mi face cu pistolul ăla. Și eu știam că pistolul este de plastic, știam că n-are ce să-mi facă, dar îi aduceam bani. Îi furam de acasă și îi aduceam. Și contează foarte mult aici să te uiți și să identifici în copilărie tot ce ți-ai adus tu aminte legat de bani și să vezi că unele frici îți vin de acolo. Și apoi să înțelegi că ce sunt banii pentru tine, să-ți clarifici foarte mult. Sunt un mijloc, sunt un scop, cum ziceam, sunt energie. Până la urmă, ce valoare au banii? Și cum te uiți la ei? Tu ești mai jos decât ei, ești mai sus, ești egal, tu le spui unde să se ducă, ce faci cu ei?
Wow. Foarte, cred că sunt extrem de utile sfaturile tale și poate la un moment dat chiar o să discutăm un pic mai mult și unde putem să găsim genul ăsta de îndrumare, dar până atunci o să mă întorc, că tot ai vorbit de grădiniță și de copii și tot. Cum le vorbești tu copiilor tăi despre bani acum? Că am vorbit despre cum era, cum vorbeau părinții tăi și cum te-au prezentat părinții tăi banii ție. Ce faci tu diferit pentru copiii tăi și cum crezi, care este sfatul tău pentru părinți, de fapt? Cum abordăm discuțiile despre bani cu copiii? Păi, cu copiii, noi am stabilit, noi avem un buget lunar și la, pe fiecare dată de întâi ale lunii, eu aduc partea mea de sumă, cash, soțul aduce partea lui de sumă, cash, și punem niște plicuri speciale pe căprării, cum s-ar spune. Iar copiii văd lucrul ăsta în fiecare lună, dar nu facem, ok, fetelor, acum împărțim banii pe plicuri, ia veniți să vedeți. Nu. Dacă ele vin și prezintă interes pentru ele, foarte bine vin. Când vin, întreabă, automat întreabă, da, plicul ăsta pentru ce, da, asta pentru, da, cum calculez, da, cum nu știu ce. Măriuca se duce, o trimit și plătește întreținerea, o trimit să vadă cât este la întreținere, îi dau tot timpul mai mult ca să calculeze și restul. Este foarte bună ea la bani, dacă îi dai să facă chestia asta pe hârtie, să vadă cât fac 800 minus 785, nu, dar dacă îi spui cât trebuie să-mi aduci rest, îți spune absolut imediat. Și ele văd lucrurile astea, văd cum le împărțim, văd care e discuția din casă despre bani, văd și certuri despre bani, clar, văd și solidaritate, văd și, ok, plicul pentru vacanțe, cine punem plicul pentru vacanțe, punem și noi, vreți și voi în vacanță, dar ok, ce puteți să faceți pentru asta? Mergem un bun, pentru ce strângem în vacanță? Pentru cazare, pentru masă, pentru jucării, pentru saltele, pentru eu știu ce mai vrem la mare. Avem plicul pentru donații și ele văd lucrul ăsta și se bucură foarte, foarte mult la sfârșitul anului sau când găsim o cauză și ele se duc și dau banii, efectiv este așa un sentiment, inclus pe mine mă copleșește de fiecare dată, eu mi-e dau lacrimile de fiecare dată când văd cât de mult cresc în ele. Știind că ajută un copil cu autism, de exemplu, în decembrie, fetele au vrut să ajute o fetiță care are autism și Măriuca i-a scris pe bilet, nu o cunoaște, i-am arătat-o doar pe internet, ne-am dus la un târg de Crăciun, a pictat niște îngerași pentru ea, că era o strângere de fonduri și pe lângă îngerașii pe care i-am achiziționat și banii s-au dus în cont, noi am donat și plicul pe care l-am strâns de-a lungul anului și i-a scris pe hârtie, sper să-ți găsești lumina. Ai, ce frumos, da. Da. Și chiar a fost foarte, foarte, foarte emoționant. Și atunci ele învață că banii au un rol, un scop. Și practic, ok, hârtia asta poate să-mi aducă mie, să-mi îndeplinească o nevoie, o dorință, poate să ajute pe cineva, poate să mă ducă în vacanță, poate să facă pe cineva sănătos, poate să aducă lumină, poate să o grămadă. Deci banii nu sunt doar niște bancnote. Am înțeles. Banii transformă. Au un scop așa, da. Da, banii au o energie transformatoare atât pentru cei care îi dau, cât și pentru cei care îi primesc. Le mai arăt fetelor și le mai spun că atunci când dau banii, să-i dea cu intenție, să-i dea cu o energie bună și să fie convinse că oricum se întorc la ele. Și că totul circulă și că există energia asta a banilor și totul este într-o circulație permanentă. Pentru că Măriuca zicea, de exemplu, zic de ea că este un pic mai mare și are o altă perspectivă asupra banilor. Și o să zic și de Julie, că sunt oricum diferite, clar. Asta vreau să te întreb, dacă diferă cumva și în funcție de vârste. Diferă, da. Măriuca este spender și Julie este saver. Măriuca pur și simplu are noroc la bani. Deci noroc, de când i-a tăiat moțul la Arles de pe tavă,
card, bani și o iconiță. Și toți au zis, așa să-i ajute Dumnezeu. Deci chiar are copilul ăsta un noroc la bani, pur și simplu. Deci îi găsește, îi face, îi... în toate felurile, e foarte agilă și foarte bună pe negociere. Și i-am arătat tot timpul, ok, dă banii ăștia, că ea voia să obțină unele chestii gratis. Și am zis, ok, ce dai tu în univers se întoarce la tine. Uite, dacă tu țipi într-o pădure și există un ecou și dacă zici te iubesc, e și o poveste. Se întoarce, te iubesc. Dacă zici te urăsc, se întoarce, te urăsc. Și atunci tu, dacă nu vrei să plătești pe cineva, nici alții n-or să te plătească pe tine. Te oglindești. Există o balanță tot timpul. Dacă tu dai bani și alții or să te plătească pe tine și de respect. Și atunci învață lecția asta. Ea este foarte așa, ca un, nu știu cum să zic, ca un jucător la jocurile de noroc, mult pe risc, pe acum, pe trăim clipa, pe astea. Julie, în schimb, este foarte, foarte... Ea strânge bani să renovăm casa, și-a luat singură birou și a strâns bani și a avut răbdare. La Julie văd răbdarea asta, foarte calculată, și și-a luat bani, ne-am dus și și-a cumpărat și a ales, a știut ce birou vrea, a știut cât costă, a știut că trebuie să pună deoparte, a strâns în jumătate de an și a mers și a cumpărat, este biroul ei, Măriu, care are un birou luat din colaborările mele de pe blog. Dar cine crezi că apreciază cel mai mult biroul? Evident, Julie, da. Și Julie are și o... prin asta le dăm copiilor putere și încredere că pot să facă bani și pot să ia decizii și să aibă curaj să ia decizii în ceea ce privește banii lor, unul la mână, și doi la mână, le las să facă și greșeli cu banii. Le las să facă greșeli. Asta am învățat-o de la un trainer, de la Adia Soltanie, și care spune că e mai ok să facă acum greșeli cu 100 de lei decât cu 10.000 de euro mai târziu. Și Măriuca face greșeli și face greșeli și face greșeli și merge mai departe și mai departe și riscă foarte mult. Și Julie învață foarte repede din... Bine, ea foarte rar face greșeli, că e foarte calculată. Dar revenind la ce mă întrebai, cum facem cu banii, cu copiii, asta facem. Ele văd cum împărțim banii pe lună, văd unde se duc în primul rând banii, cum îi punem pe categorii, înțeleg unde economisim, unde donăm. La partea de investiții încă nu le-am zis, nu știu cum să le spun, pentru că eu investesc în niște fonduri mutuale care nu se văd practic, banii se duc direct în cont. Nu e ceva palpabil, deocamdată nu știu cum să le spun despre lucrul ăsta. Și ele, la rândul lor, au același sistem de plicuri, dar adaptat pentru copii, cu 3 plicuri, unul pentru visele mici, unele pentru visele mari și altele pentru donații. Și la fel își pun acolo, Măriuca plimbă banii din plic în plic, Julie e foarte riguroasă, deci sunt tipologii de copii diferite și este nevoie să ne adaptăm și noi ca părinți stilul și să nu vrem să fie la fel, că nu au cum și nu este în beneficiul lor. Cred că asta ar fi o recomandare pentru părinții care au mai mulți copii, să nu încerce să îi uniformizeze, pentru că le iau din miezul lor autentic și din cine sunt ei cu adevărat pe lumea asta, referindu-ne și la bani, dar și la orice alt domeniu, să-i vadă exact așa cum sunt, să iubească pentru ceea ce sunt și să le păstreze cât de mult pot. E foarte greu să le păstrez copiilor miezul, pentru că practic venim noi ca părinți și ne punem amprenta destul de rău, ne vărsăm mult în copiii noștri toate frustrările pe care le avem, dar măcar unele pe care putem să le privim obiectiv și în care putem să ne dăm ok, mă dau un pic la o parte, privesc ca observator și văd ce face copilul meu și las să facă, eu sunt aici ca ghid pentru el. Îl las să facă unele greșeli, îi dau unele variante, nu las să meargă ca pe o autostradă fără benzi, îi dau unele variante, dar las să meargă pe ce bandă vrea el, cu viteza pe care o poate el duce. Și asta cred că ar fi, și, deci am zis sistemul când suntem cu toții și împărțim,
Am zis când o trimit să plătească întreținerea, când mergem în vacanțe, o trimit dimineața să cumpere pâine, să facă unele cumpărături pe Măriuca. Am spus că au și ele un sistem de plicuri în care își plimbă banii sau nu și prin care cumpără. Și cam în mare asta ar fi. Bineînțeles că sunt și alte variații în funcție de situație, dar în mare astea sunt. Și mai am o întrebare tot legată de copii. De la ce vârstă și cum începem? Pentru că uneori știi, părinții zic că poate este prea devreme, după care ne trezim cumva că este un pic prea târziu și copiii deja știu de bani din altă parte. Tu când ai început și ce recomandări ai? Eu am început... Mie îmi place foarte mult să-mi observ copiii și nu o fac asta că sunt eu deșteaptă sau că m-am iluminat eu într-un fel, ci că am primit recomandarea asta la rândul meu. Și atunci îmi observ copiii și văd când au ei întrebări și ce vine din ei. De exemplu, Măriuca nici nu știa să vorbească bine și a vrut să-i cumpăr o casă de marcat cu niște bancnote de hârtie și cu niște monede de plastic. Și tot timpul, jocul ei preferat era de-a vânzătoarea. Ea era vânzătoarea, iar eu veneam să cumpăr. Cu bani, cu monezi, cu card, cu tot ce se putea. Avea o negociere foarte bună. Nu îmi dădea niciodată ce îmi doream. Tot timpul trebuia să negocieze. Deci nu știa să vorbească, în loc zice, hai mami, cumperi, îmi zice, hai mami, cumpi. Asta vreau să... Nu cred că avea doi ani. Când am început să... Pe urmă, bineînțeles că... Iar visul ei era să fie vânzătoare. Și acum vrea să facă vânzătoare la un magazin de jucării. Și ea așa a început. Și a mers și mergeam pe întrebările ei. Și cu cardul, dar unde sunt banii de pe card? Dar unde dispar în card? Dar unde sunt în bancomat? Dar cine îi pune acolo? Dar cui sunt? Și a mers pe întrebările ei. Deci la ea s-a întâmplat educația asta financiară, firesc, pe ce a vrut ea, de la un an și ceva. Cu Julie nu pot să-mi dau seama concret unde, pot să denumesc neapărat un moment, dar văzând-o pe sora ei, între ele e diferență de 2 ani și 4 luni, și văzând-o pe sora ei, cumva a prins și a mers. Nu, eu nu cred că e vreodată prea devreme. Eu cred că fiecare copil are momentul lui și fiecare copil, dacă stăm atenți la ei, ei au momentul lor când vin la noi să ne ceară informația. E atunci momentul. Nu cred că există pentru toți copiii vârsta de 3 ani sau de 4 ani sau de 5 ani sau la pregătit. Nu știu. Nu cred că există asta. Că ulterior putem să facem, cum aveți voi, școala de bani și să veniți în grădinițe, în școli, în asta. Da, pentru că la fel ca orice învățare și evoluție, și partea asta de educație financiară e tot în spirală. Și ok, am început de aici de jos, dar urc și am diferite niveluri de conștientizare financiară. Și acum dacă eu ca și copil învăț trocul ăsta între bani, servicii, bani, bunuri, rest, suficient, nesuficient, mai pun, mai scad, mai așa, mai târziu pot să văd partea de donații. Mai târziu pot să văd partea de economisire. După aceea pot să devin eu puternic manevrând pur și simplu ce am economisit eu pentru donații sau pentru cumpărături. Asta zic, este o învățare în spirală, dar momentul în care începe, pot să zic cu mâna pe inimă că e ghidată de copil. Dacă avem răbdarea și liniștea în noi ca părinți, să stăm să observăm și nu să mergem noi să impunem. A, ok, ca un ceas. E vârsta asta, trebuie să te învăț să stai în fund. E vârsta asta, trebuie să mergi de-a bușilea. E vârsta asta, trebuie să te diversifici. E vârsta asta, hai să-ți vorbesc despre bani. Hai să-ți vorbesc despre sex mai târziu, să-ți vorbesc despre fracții, despre așa. Trebuie să vedem totuși ce vine din copil și când este pregătit. Că nu toți au același ritm. Și la un moment dat, probabil, și să acceptăm că nu...
toate lucrurile sunt pentru copil, nu că fiecare dintre noi suntem diferiți. Așa cum unora ne place matematica, altora limba română, inclusiv toate subiectele astea sunt. Ar putea să fim mai pregătite, mai pregătiți pentru unele și mai puțin pentru altele. Da, da, și venim dezvoltați, adică este și teoria inteligențelor multiple, venim dezvoltați pe diferite chestii, unii pe lingvistic, unii pe matematică, logic, pe spațial, unii... Nu e nevoie ca toată lumea să fie... nu știu, investitor sau bancher sau scriitor sau fiecare cu darul lui și este foarte important pentru părinți, din punctul meu de vedere, să vadă darul ăsta în copii, să vadă că sunt un dar copii și să nu-i sufoce cu frustrările lor, să-i vadă în adevărata lor esență. Dar și asta presupune foarte multă muncă cu tine ca părinte. Foarte multă muncă. Trebuie să te crești pe tine întâi ca să poți să crești un copil. De fapt, nu trebuie să-l crești, trebuie să-l ghidezi. Dacă te crești pe tine, el crește alături de un adult sănătos, echilibrat, vindecat, nu de un copil, tot de un copil nevindecat într-un corp de adult. Că de multe ori, noi când ne certăm cu copiii, noi nu suntem adulții vindecați. Suntem copiii răniți. Și copilul nostru rănit se ceartă cu copilul ăsta l-alt rănit și o bătălie din asta în care nimeni nu iese neșifonat. Cred că are foarte mult sens și cred că cu ce aș vrea să încheiem acum discuția asta cu o idee care ai spus-o exact acum, cred că un minut, este întotdeauna trebuie să ne gândim ce contează cu adevărat. Atunci când ne gândim la bani, atunci când ne gândim la copii, atunci când ne gândim la toate lucrurile care sunt în jurul nostru și ca să putem să nu le mai lăsăm să ne facă să ne doară, pentru că de multe ori, inclusiv gândul la bani doare foarte tare, este să-l privim, să ne uităm la el cu un pic mai mult curaj și să ne întrebăm ce contează cu adevărat pentru mine acum și cum pot să fac să obțin lucrurile astea. Dacă e liniște, trebuie să înțeleg de unde vine agitația. Dacă este abundență, trebuie să înțeleg de unde vine sărăcia, dacă pot să spun așa, poate este un pic exagerat cuvântul. Dar să ne întrebăm foarte des cum poate să ne fie un pic mai bine și care sunt blocajele pe care noi le avem. Mulțumesc mult de tot, Ana, mămica urbană. Ne mulțumim mult de tot pentru vorbele foarte frumoase pe care le-ai spus și adică pe tine te pot urmări oamenii și pe blog și pe Facebook. Am văzut că tot timpul ai foarte multe sfaturi bune și ești foarte deschisă la discuții. Mulțumesc mult de tot că ne-ați ascultat. Ne auzim la următoarea. La revedere! Cea mai bună investiție de timp la Bani Mărunți, podcastul fără bani despre bani oferit de BCR.